Salutare! Salutare! Cei de la UNICEF au o campanie care se numește Spuneți Oful și are ca scop conștientizarea sănătății mentale pe timp de pandemie. Ei ne-au provocat să spunem principalele greutăți prin care am trecut noi în această perioadă și cum am făcut față, practic cum am trecut peste ele. Între noi, cumva, lucrurile au fost dificile din cauza faptului că proiectele personale nu au mai mers la fel de bine, gradul de anxietate cumva a crescut la fiecare dintre noi neștiind ce o să se întâmple mâine, poi mâine, peste o lună, peste un an și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi a resimțit la fel de mult perioada asta, pentru că tot domeniul artistic cumva a avut de suferit și am încercat să facem față, dar evident că au existat și conflicte și perioade mai dificile, însă noi credem că am reușit să facem față cu brio. De fapt, am reușit să facem față cu brio, cred că pentru că am încercat cumva să discutăm despre problemele pe care le-am întâmpinat. Am avut o perioadă în care am citit destul de mult. De fapt, am încercat cumva să ne înțelegem. Eu cred foarte tare că rezolvarea, cel puțin în situația noastră, a venit cumva cu faptul că ne-am înțeles noi pe noi, ca mai apoi să putem să gestionăm problemele pe care le avem împreună. În toată nebunia asta cu pandemia, partea bună, cel puțin eu și tu ai încercat să te concentrezi pe partea bună a problemei, este că am avut mai mult timp pentru noi, cumva să ne înțelegem mai bine, să conștientizăm ce se întâmplă cu noi și făcând lucrurile astea, cred că putem să ne raportăm altfel la persoana de lângă noi, și, în primul rând la persoana de lângă noi și apoi la ceilalți cu care interacționăm. Cred că important e să vedem o parte bună a lucrurilor, cum ziceai și tu, indiferent de situație și cumva lucrul ăsta am învățat împreună să-l facem, să încercăm să privim partea bună a lucrurilor, indiferent de situație, cum spune și Otniela, pentru un lucru negativ încerc să găsesc 3 pozitive. Da, cumva pe tine te poți controla și poți să înțelegi ce se întâmplă cu tine, exteriorul nu poți să-l controlezi, cum se întâmplă și în situația asta, nu știm când, cum și ce o să fie, dar noi putem să lucrăm la noi. Dacă vreți să aflați mai multe despre campanie, intrați pe site-ul celor de la UNICEF și o să găsiți acolo.